Conjunctivita este inflamarea conjunctivei. Atunci când aceasta este iritată, vasele care o parcurg se dilată și ochiul devine roșu. Conjunctivita poate avea diverse cauze. Cel mai adesea ea este de origine infecțioasă, dar poate fi cauzată și de iritații prezente în atmosferă. Conjunctivita, ca și definiție, este inflamația conjunctivei. Așa cum laringita, inflamația laringelui, rinita, inflamația mucoasei nasului, conjunctivita este inflamația conjunctivei. Ce-i conjunctiva? Conjunctiva este un țesut care, în mod normal, acoperă suprafața globului ocular doar pe scleră, deci pe partea albă. De aia vedem vinișoarele acelea roșii la unele persoane mai pronunțate, la altele mai puțin. Este vascularizația normală a conjunctivei și ea se răsfrânge la nivelul pleoapei, făcând ca un fund de sac, așa îl numim noi. Deci acoperă pleoapa și sclera, partea albă a ochiului. Inflamația acestei conjunctive dă conjunctivita. Cauzele sunt multiple. Pot fi cauze virale, bacteriene, alergice, în ultimul timp foarte multe cauze iritative. Ca și simptomatologie, de obicei le diferențiem. Toate conjunctivitele se manifestă cu roșeața ochiului, lăcrimare, pot avea sau nu secreție purulentă, aici vorbim deja de o conjunctivită bacteriană, celelalte le întâlnim mai mult în conjunctivitele virale, se plâng pacienții că se trezesc cu pleoapele lipite, când secreția este mult mai abundentă. Conjunctivita infecțioasă, fie că este virală sau bacteriană, poate fi contagioasă. Trebuie evitat deci orice contact cu lacrimile persoanei infectate, având grijă să nu se folosească aceleași batiste. Pentru persoana bolnavă este importantă spălarea pe mâini după fiecare contact cu ochii. Unele dintre ele pot fi contagioase, mai ales cele bacteriene, nu cele alergice, nu cele iritative, dar pot fi contagioase. De-aia e bine, cine ne ajută să ne punem picăturile, dacă nu ni le punem singuri, să se spele foarte bine pe mâini înainte și după ce ne-a pus picăturile. Iarăși, foarte multă lume folosește ceaiul de mușețel. Cum e un pic ochiul roșu, inflamat, punem un pic de ceai de mușețel. De ce nu suntem noi de acord cu ceaiurile folosite în conjunctivite? Pot da alergii. Rămân fragmente de polen în acel ceai și putem să ne dovedim alergici la acel polen și de asta se evită apă fiartă și răcită, da? De preferat. Sau ser fiziologic există în farmacii sub formă de fiole, de plastic, care se folosesc în general la bebeluși.